Bună dimineața! Vă mulțumesc foarte mult reprezentanței presei pentru prezența dumneavoastră activă și convingătoare în această dimineață. Astăzi va trebui să relatăm poziția politică a Partidului Coaliție pentru Unitate și Bunăstare în raport cu un eveniment care s-a produs recent. Este vorba de o decizie a Comisiei Electorale Centrale de ieri, de la ora 16, în raport cu candidatul partidului nostru, Igor Munteanu, în această cursă pentru alegeri prezidențiale. Noi denunțăm categoric invalidarea semnăturilor ca procedură și semnificație politică și considerăm că aceste alegeri sunt deja compromise de influența puterii. Calific decizia de ieri a Comisiei Electorale Centrale drept o execuție publică pentru un candidat incomod puterii. Decizia Comisiei Electorale Centrale este dezamăgitoare, dar nu surprinzătoare. Ea confirmă doar zvonurile care circulau în ajun despre faptul că puterea actuală, guvernarea PAS, va urmări să se răzbune pe Coaliția pentru Unitate și Bunăstare pentru pozițiile pe care le-am manifestat vreme de luni de zile, atunci când am ținut sub monitorizare activă acțiunile, eșecurile, ratările actualei guvernări. Zonurile s-au confirmat ieri prin decizia Comisiei Electorale Centrale și avem motive serioase să credem că asta a fost o comandă politică. Aș dori să încep prezentarea argumentelor noastre prin faptul că mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat în această etapă de colectare semnăturilor, colegilor mei, persoanelor care ne reprezintă Coaliția pentru Unitate și Bunăstare în teritoriu, pentru efortul deosebit pe care l-au făcut să colecteze alături de noi semnăturile. Am colectat 17.542 de semnături în 22 de raioane, peste plafonul indicat de legislație de 15.000 de semnături. Am colectat în plus 1.600 de semnături din alte 3 raioane în care am ajuns aproape de 500-600 de semnături, pe care de asemenea le-am adus împreună cu pachetul pe care l-am prezentat Comisiei Electorale Centrale, ceea ce înseamnă că în total am avut aproape 19.000 de semnături. În urma procesării semnăturilor, Comisia Electorală Centrală a decis să invalideze 2.887 de semnături care au afectat aproape 10 raioane din totalul celor 22 de raioane pe care le-am acoperit. Motivele sunt multiple, motivele invocate printr-un raport, o notă informativă care ne-a fost prezentată, dar este clar că au existat foarte multe neconcordanțe între semnăturile puse pe listele de subscripție de către cetățeni și baza de date a Comisiei Electorale Centrale, respectiv motivele care s-au invocat au ținut fie de scrierea necaligrafică, fie de anumite date care au fost interpretate eronat de către angajații Comisiei Electorale Centrale, fie legate de faptul că cei care au semnat pentru noi în aceste 22 de raioane nu aveau vize de reședință în raionul respectiv, deși munceau, locuiau de foarte mult timp în această perioadă, fie nu aveau dreptul de vot, fie nu erau arondați în circunscripția respectivă. Consider scoaterea mea din această cursă electorală profund neconstituțională. Constituția Republicii Moldova garantează fiecărui cetățean dreptul de a alege și de a fi ales. Iar decizia CEC tocmai mi-a îngrădit acest drept. Cu siguranță, noi considerăm că la baza acestei neînțelegeri profunde stă o bază de date neactualizată, o bază de date față de care noi am avut în multiple rânduri pretenții, fie că sunt persoane decedate înscrise în continuare în această bază, fie că la schimbarea domiciliului acest lucru nu se reflectă în baza de date a Comisiei Electorale Centrale, dar să scoți un candidat pro-european, democratic, cu toate actele în regulă, din cursa prezidențială, înseamnă să încalci flagrant Constituția. Noi considerăm că regulile colectării de semnături de subscripție nu pot limita sau anula dreptul cetățenilor de a susține un candidat și cel al candidaților de a se sprijini
pe semnăturile venite din teritoriu. 17.542 de semnături au fost aruncate la coș datorită stilului obtuz al Comisiei Electorale Centrale de a-și face meseria la o comandă politică primită din partea puterii politice. Nu vom ezita să mergem în toate instanțele pentru ca să ne apărăm drepturile și vom merge până la CEDO pentru ca să probăm că actualul cod electoral, cu toate amendamentele care au fost aduse în ultimul an, creează mecanisme de abuz, creează un mecanism de corupție sistemică prin intermediul alegerilor. Vom apela la toate instituțiile europene pentru că nu dorim să creadă cineva că îi va trece pe... ei se vor ierta greșelile atunci când se încalcă flagrant recomandările Comisiei de la Veneția și a misiunilor de observatoriu OSCE-ODIR. Să ne aducem aminte că la ultimul raport de monitorizare a alegerilor pentru alegeri locale din 2023 s-a terminat cu un raport extrem de dur, extrem de, eu știu, îngrijorător, cu foarte multe alerte. Alertele nu au fost soluționate nici până astăzi. Noi condamnăm interdicțiile care s-au aplicat cetățenilor. Diaspora a fost penalizată. Nu a putut colecta semnături în favoarea candidaților și li s-a îngrădit dreptul de a participa la etapa de înregistrare a candidaților. Ori înscrierea diasporei, a cetățenilor moldoveni de diaspora pe niște liste virtuale nu au influențat și nu puteau să influențeze cu nimic înregistrarea candidaților sub mandatul CEC. Stimați colegi, notez cu satisfacție, în ciuda caracterului neprietenos al acestei decizii din partea CEC-ului, că am primit în ultimele zile sute de reacții pozitive din partea unor susținători care consideră că absența unui candidat cu o viziune liberală în această campanie se va vedea, se va remarca. Ei califică decizia Comisiei Electorale Centrale de o comandă politică care demonstrează că procesul electoral este sub controlul direct al puterii politice. Că, ca și componența politizată a actualei Comisiei Electorale Centrale, despre care noi am ridicat alerte de foarte multe ori, 7 din cei din actualii membri ai Comisiei Electorale Centrale sunt foști membri și activiști ai PAS-ului. Se continuă practicile din vremea lui Voronin și Plahotniuc, atunci când concurenții politici sunt linșați prin platforme loiale sau docile puterii politice, cu mult înainte ca alegerile să demonstreze calitatea celor mai buni dintre cei mai buni. Este un mare pericol pentru Republica Moldova, acest fenomen, pentru că anul viitor puterea actuală, PAS, nu va putea obține cele 50% pe care contează, iar astfel ar putea să predea țara în mâinile partidelor proruse și antidemocratice, pentru că își nimicește toți aliații potențiali în jurul său. Din acest moment, noi vom schimba tactica și vom avea o prezență mult mai activă în spațiul public. Înainte de a vă anunța despre care sunt inițiativele intermediare care vor urma după acest gest total nedemocratic și anticonstituțional, aș dori să-i invit pe colegii mei, doamna Rodica Grama, șefa grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor, și domnul Kirill Moțpan, noul secretar general al partidului CUP, să-și prezinte în câteva cuvinte poziția față de acest fenomen. Mulțumesc. Bună ziua! Ca conducător a grupului de inițiativă în susținerea candidatului Igor Munteanu, vreau să vă confirm cu certitudine că sentimentul care l-am văzut în societate pe perioada acestor câteva săptămâni de colectare a semnăturilor a fost frica. Oamenii speriați se tem să-și pună semnătura, fiindcă au fost preîntâmpinați, fiindcă erau monitorizați. Am avut nenumărate cazuri când chiar veneau niște ulii ai partidului de la guvernare care priveau direct în listele noastre ca să vadă cine a îndrăznit să-și pună semnătura. Am văzut cu siguranță că, de fapt, în această goană, în acest maraton, nu s-a pus accentul pe calitate, pe conținut, dar doar pe lupta contra cronometru, doar pe o întrecere dintre posedarea resurselor administrative și a banilor.
Oamenii se apropiau și ne întrebau cât noi plătim, fiind știau cât plătesc alții pentru semnătură. Oamenii ne întrebau de ce noi cerem date cu caracter personal, cum ar fi domiciliul detaliat, cum ar fi buletinul de identitate, pe când alții veneau și doar le cereau o simplă semnătură. Noi trezeam suspecții cerând aceste date. Înțelegem că cei care cereau doar semnătura posedau aceste date, aveau acces la bazele de date și rămânem uimiți cum de CEC nu și-a pus întrebarea cum candidați despre care populația nu cunoaște. Și vă spunem că certitudine, fiindcă noi am fost în sute de sate, nu cunosc despre mulți dintre candidații care azi sunt, au acumulat 25.000. Noi am acumulat 17.500. Sunt semnături care au fost colectate direct în contactul cu fiecare cetățean. Ceea ce ne confirmă încă o dată că avem mulți susținători în țară, susținători adevărați, care nu au vrut plătiți, care nu s-au temut și și-au pus semnătura deschis. Dacă CEC, din cauza unor cifre strâmbe sau a unei adrese care nu le-a convenit, nu i-a validat, aceasta nu ne afectează atât de mult cât bucuria că acești oameni sunt. Și un mesaj către unii politicieni, foști colegi, care se dau tare în panoramă și fac live-uri și ne prezic viitorul. Dragi colegi, în Moldova sunt foarte multe probleme la care ar trebui să vă focusați. Noi suntem astăzi aici bucuroși de faptul că am avut susținerea la mii, la zeci de mii de persoane din țară. Și ceea ce vrem să spunem, că noi suntem mulți, noi vom crește și noi vom continua să spunem lucrurilor pe nume. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul președinte. Dragi colegi, prieteni, vă salut pe toți. Doar la o zi de la intrarea în drepturi, să zic așa, în calitatea mea de secretar general al Coaliției pentru Unitate și Bunăstare, iată că nimeresc direct în brațele șubrii din noastră democrație. Ceea ce s-a întâmplat poate fi calificat și ca o dorință de a anihila un pretendent la funcția de președinte autentic, așa cum place cuiva să creadă, și cu abilități excepționale de politician. Dar nu e atât de rău, zic eu, pentru că vorba vine ceea ce nu ne omoară, ne face mai puternici. Mai demonstrează această situație și faptul că legislația curentă, codul electoral, este foarte vulnerabil, are prevederi confuze, ambigui, care trezesc foarte multe semne de întrebare. Este una dintre sarcinile pe care ne opunem și noi în continuare, în perspectiva legilor, să o rezolvăm în perspectiva legilor parlamentare. Mulțumesc foarte mult de această oportunitate de a vă anunța despre decizia pe care am luat-o, de a adera la această frumoasă familie a Coaliției pentru Unitate și Bunăstare. Vă asigur că vom depune toate eforturile să convingem cetățenii în continuare că suntem un partid foarte puternic, cu lideri puternici, un partid care este deschis pentru oricine dorește să pună umărul la edificarea unei societăți democratice, legale, a unei societăți corecte, în care să te simți liber și să ai convingerea că drepturile tale sunt respectate. Peste 2.000, aproape 3.000 de cetățeni care au semnat în cazul acesta sunt defavorizați. Semnătura lor sau dreptul lor de a-și da girul pentru un candidat, pentru un politician, a fost anihilat, de fapt. Cu siguranță vom reuși. Eu vă asigur că o să depun împreună cu colegii mei din formațiunea respectivă, politica respectivă, toate eforturile pentru a deveni cu adevărat un partid puternic, legal, ancorat în peisajul politic din Republica Moldova. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Kiril. Acum să trecem la câteva concluzii pe care vreau să le trag în urma acestei conferințe, ca să ne ducem toată lumea cu lecțiile făcute. În primul rând, în condițiile unui atac masiv al puterii politice contra statului de drept, pentru că partidul nostru liberal, democratic și european este o cărămidă a unui model democratic. Nu este doar un atac împotriva lui Igor Munteanu sau Cubului. Este un atac împotriva statului de drept, făcut cu mâinile CEC-ului. Acest lucru nu înseamnă nimic altceva decât o provocare pe care noi o primim
și vom acționa în corespunzător. Decizia CEC este o comandă politică și un atac direct asupra altor partide europene, inclusiv cele unioniste, care nu vor fi prezente în această campanie. Pentru că cei așa zici unioniști au devenit docili puterii politice, iar cei mulți care au niște priviri, niște puncte de vedere mult mai distincte, au rămas în afara scenei politice. Este o mare nedreptate și noi dorim să o îndreptăm. Facem un apel la solidaritate cu toate partidele politice, pentru că atunci când este lovit cubul, să înțeleagă că sunt loviți și ei. Nimeni nu poate să stea impasibil și să nu-i pese de ce s-a întâmplat cu decizia Comisiei Electorale Centrale și cu toate lucrurile proaste care s-au întâmplat în ultima lună. Colectarea 25 de semnături în două zile a Partidului Socialiștilor sau a PAS-ului. Nu îi pune nimănui niciun fel de întrebări față de cât de legitim este acest sistem. Chiar să fim atât de naivi să nu înțelegem că resursele administrative s-au utilizat cu vagonul, chiar să nu înțelegem că datele personale ale cetățenilor au fost folosite de administrațiile controlate de putere pentru că în două zile să depună listele la Comisia Electorală Centrală. Ne aveți de naivi? Nu suntem naivi? Noi înțelegem că Comisia Electorală Centrală a fost câinele de pază puterii și a mușcat acolo unde i s-a spus să muște. 2. Procesul electoral este obiectul cerințelor de aderare la Uniunea Europeană. Este imposibil să asculți aberațiile ambasadorului Majekins despre cât de frumoasă arată democrația noastră de Republica Moldova și în același timp un candidat pro-european înregistrat în cadrul partidului ALDE Europe și Renew să fie exclus din cursa electorală. Să vă fie rușine celor care susțineți un asemenea model de democrație cu vitrina afumată. Această situație în care CECU îngrădește dreptul de a candida în aceste alegeri creează piedici artificiale pentru cetățenii cu viziuni europene și acest lucru delegitimează alegerile la care asistăm. Vom anunța în scurt timp începutul formării unui guvern de unitate națională de alternativă, un shadow government, așa cum am promis la începutul acestui an, și din care vor putea face parte toate forțele politice sănătoase din această țară, scârbite de voluntarismul partidului PAS. Ne așteptăm ca acest proces de constituire a unui cabinet alternativă să apară în următoarele 3-4 luni, atrăgând personalități marcante, notorii, cu experiență, care au credibilitate în fața cetățenilor. Indiferent de evoluția acestor alegeri, cetățenii din Republica Moldova au nevoie de o altă guvernare, mai aproape de nevoile omului simplu, mai calificată să guverneze în interes public, cu mai multă experiență și pricepere, pentru că această faptă de fraudare a alegerilor reprezintă, de fapt, o încercare de a utiliza un model autoritar de guvernare în Republica Moldova. Nu putem să acceptăm o asemenea evoluție și vom face tot posibilul ca să demontăm democrația de fațadă în care grupuri obscure de interese vor să-și mențină puterea cu orice preț. Nu le vom permite. Mulțumesc foarte mult. Dacă aveți întrebări, vă răspundem cu multă plăcere. Dacă nu, vă rog. Absolut. Mulțumesc pentru întrebare. Vom face tot posibilul ca să ajungem în instanța de judecată, pentru ca să punem la îndoială argumentele folosite de către angajații CEC-ului și să restabilim dreptatea. Dacă nu sunt alte întrebări, vă mulțumim foarte mult pentru prezență, succese și păstrați-vă independența și profesionalismul. Sănătate!